Bun găsit, sunt profesor Mandița Baias și vă voi arăta cum am conceput eu diagrama școlii în care lucrez. Accesăm aplicațiile Google din Google și aici voi căuta aplicația Jamboard. În această aplicație voi deschide o nouă tablă de scris. Și pe ecranul acesta alb va trebui să desenez toate formele pe care le doresc să le introduc în diagrama mea. Cum facem acest lucru? Pentru a introduce o formă, aleg din stânga, din partea de jos, una din formele pe care le doresc. Un cerc, un pătrat, o altă formă pe care o doresc și le pun pe tablă. Acea formă pe care am introdus-o, o pot și colora. În interiorul ei am dat acum culoare albastră. Pot introduce text în această formă și o să vedeți imediat. Am și scris aici organigrama școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir. Am introdus și alte forme. Într-una este Consiliul de Administrație, Comisia pentru Evaluarea Calității, Consiliul Profesoral și, bineînțeles, celelalte entități din școala noastră, pe care rând pe rând o să le adaug. Arătăm aici cum colorăm și textul, de asemenea, cum se poate pune text colorat. Se alege de acolo, din partea de sus. Se poate pune textul, așadar Consiliul Reprezentativ al Părinților este aici o structură pe care trebuie să o introduc. Textul este foarte mare, se poate redimensiona acesta, trăgând din colțul din dreapta, stânga, al acestui pătrat în care este textul. Ia uitați-l și l-am, în funcție de dimensiunea textului, pot alege aici. Un text normal, un text sub formă de titlu sau subtitlu. Aici director am pus și director adjunct. Și ca să am aceeași formă la toate persoanele pe care doresc să le introduc în această, în această diagramă, la toate entitățile pe care doresc să le introduc, am copiat forma și am zis duplicate, duplicate. Ia uitați-vă, am copiat forma, am multiplicat și am atunci aceeași formă la tot ce vreau să introduc mai departe. Ce o să introduc eu lângă director adjunct sau subdirector adjunct aici, sub celelalte funcționalități ale diagramei. Le introduc rând pe rând. Așadar, voi avea aici administratorul de rețea, bibliotecarul sau bibliotecara, secretar șef, secretară, administrator financiar, administratorul de patrimoniu și care are în subordine personalul nedidactic. Așadar, organul de conducere al unei școli este Consiliul de Administrație, care colaborează cu Consiliul Profesoral și cu Comisia de Evaluare a Calității. Directorul este entitatea executivă a școlii, care are în subordine directorul adjunct și celelalte persoane pe care le-am indicat aici. Directorul adjunct are în directă subordine coordonatorul pentru proiecte și programe și, de asemenea, comisiile metodice pe discipline. Comisia metodică a învățătorilor la clasele pregătitoare 1 și 2, Comisia metodică a învățătorilor la clasele 3-4, Comisia metodică limbă și comunicare, Comisia diriginților, Comisia metodică matematică și științe, Comisia om și societate, Comisia metodică arte, sport și tehnologii. Așa am văzut eu în organizarea
școlii Dimitrie Cantemir. Pot să colorez fiecare din aceste chenare pe care le-am trasat și le voi colora cu culorile disponibile. Numai acestea sunt culorile disponibile pe Jamboard. Introduc culorile, o să vedeți pe fiecare ce culori am avut la dispoziție. Dacă vreți o tablă cu mai multe culori, putem alege o altă aplicație. Vă voi spune îndată. Aici sunt colorate toate. Și pentru a face legătura cu săgeți dintre toate aceste entități, va trebui ori să folosiți tableta grafică, ori, o să vă dau un exemplu, acum am folosit și o altă aplicație. Deci poate fi în felul acesta sau poate fi diagrama folosind o altă aplicație. Aici am folosit aplicația Miro. Exact la fel am lucrat cum am lucrat și pe Jamboard, numai că aici foarte ușor am avut alte culori la dispoziție și aici foarte ușor am trasat aceste linii, săgeți, de colaborare, de subordonare între entitățile dintr-o școală. Vă mulțumesc!